rând câteva. Ascultați-mă cu atenție. Ce frumos e cuvântul lui Dumnezeu. N-au prins nimic în noaptea aceea. O noapte întreagă au strecurat la apă. N-au prins nimic o noapte întreagă. Dimineața, Iisus stătea pe țăr. Aveți ceva de mâncare? Nu! Dar dacă ziceau că avem, le mai dădea Iisus? Păi suntem sătui, Doamne, nu ne mai trebuie, avem! Mai pregătea înjărate cu pește pus deasupra? Nu. No. Dar fiindcă au fost sinceri, o noapte întreagă s-au otrudit. O noapte, știți ce înseamnă noapte? Că noaptea trag peștii de obicei la mreșă. Noaptea. Numai noaptea. Ei erau de meserie pescari. Nu! Aruncați meaja în partea dreaptă, la cuvântul meu. Aruncați-o, dacă vreți să prindeți. În partea dreaptă, că până acum ați pus-o unde ați vrut voi. Acum, la cuvântul meu, vă spun eu unde. La partea dreaptă. Unde stă Domnul Iisus la dreapta Tatălui. Aleluia! Aruncați-o! Ce ori zis? N-are rost, Doamne, n-are rost. O noapte, n-are rost. Ori zis așa? Nu. Dacă zicea așa, mai erau 154 de peșmari. Nu. No. Dar fiindcă au aruncat-o la mesajul lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu se predică aici, dar pentru cine? Și când au aruncat-o și-au văzut peștii, unul din ucenici plin de dragoste, știți cine a fost ăsta? Ioan, a simțit Duhul Sfânt că deja este Domnul. Abia atunci! Când au văzut 154 de pe... Este Domnul, El e Domnul minunilor! El este, Petre, El este! Aruncă-te, Petre! Inima lui îi spuse, aruncă-te, Petre! După tine vin și eu! Au văzut pe Domnul! Iubiții mei, cât belșug avem noi? De unde vine belșugul? De unde avem noi ce avem? De unde avem ce avem? Puneți-vă întrebarea aceasta, mergeți acasă și meditați. De unde avem noi belșugul de har și de îndurare? Este Domnul la căpătul belșugului. Este Domnul care ne dă belșugul. Este mila Lui, nu că merităm noi. Atunci au văzut și au văzut mâna Lui că e belșug. Nu numai că atât, dar supliment, bonus. Haideți acum și mâncați. V-am pregătit mâncarea după ce ați adus ei. Hai și cu dovada. Hai, aduceți din pește care ați prins. Și-o chinuit-o un pic. Dar nu nimica. Că merită să fii chinuit. Viți mei, belșugul vine de la Domnul. Recunoaștem asta? Doamne, dă-ne înțelepciune și nouă. Viți mei, vă invit să ne ridicăm. Am învățat, ne-am bucurat, ne-am hrănit din cântare și în mesaj. Eu așa înțeleg acum că merită cu toată inima să-i și mulțumim. Amin. Să-i fim recunoscători. Ce ne-a dat Domnul astăzi prin mesele întinse din fața noastră de aici, iubiții mei, cu recunoștință, să ne rugăm pentru ei. Ca și data viitoare și ori de câte ori își vor deschide gura, Duhul Sfânt să vorbească prin ei. Amin. Și bucuria noastră să fie deplină în Domnul. Că belșugul vine de la El. Amin. El